Aș vrea să-mi spui puțin despre pasiunea asta pentru rallycross. Păi, eu această pasiune am primit-o de la tata, care a fost și el pilot de rallycross. Și prima dată m-am apucat cu karting. Și după aceea tata m-a dus și la rallycross. Cât de greu este pentru tine, atât financiar, cât și din alte puncte de vedere? Financiar, deocamdată, tata este cu sponsorizare. În rest, mă descurc. El îți este practic cel mai mare sprijin. Da, și mecanic. Mergeți împreună la competiții, este tot timpul alături de tine, să înțeleg. Da. Și cât de puternică este legătura asta, având în vedere că, iată, tu duci mai departe tradiția familiei. Și lui îi place acest lucru. Care e cea mai frumoasă amintire pe care Când m-am dat prima dată alături de tată, în dreapta era și el. o ai? Acum câți ani? Acum 4 ani, la Târgu Jiu. Și iată, de atunci De muncești în atunci. continuu pentru visul tău. Da. Unde îți dorești să ajungi? Aș vrea să ajung la CNR, la campionatul mare, dar deocamdată nu sunt sponsor.